AgroTV urmărește și promovează inițiativele de succes. Vă ducem acum în satul Golești din județul Argeș, într-o fermă zootehnică cu randament maxim și cheltuieli extrem de mici. Simica Georgescu, crescător de vaci și struți, ne este gazdă, iar colega mea Elena Picu ne conduce. Haideți să descoperim împreună o rețetă de succes. Un crescător de animale a reușit chiar și în aceste condiții vitrege, caracterizate de secetă și caniculă, să obțină o creștere a productivității la animalele din ferma sa, prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare. Probabil că unul dintre ingredientele care asigură succesul în zootehnie este și un confort sporit pe lângă alimentație și pentru îngrijire pentru animale. Tocmai de aceea un fermier argeșan a venit cu o idee care să ajute văcuțele. Simica Georgescu s-a preocupat și de reducerea stresului la care animalele sunt supuse din cauza temperaturilor ridicate. Dacă mie îmi place confortul și iubesc și animalele, 100% m-am gândit și la ele să se simte la fel de bine ca și mine. Ca atare, le-am creat un umbrar în afara grajdului, grajdul fiind acoperit cu tablă, emană multă căldură, deloc nu le pică bine, ori într-un umbrar acoperit cu prelată, e bine legat, în aer liber, le-am pus ventilator cu senzor de mișcare, nu am eu grijă să le pornesc sau să le opresc sau ceva. În momentul când ele pătrund la umbră aici, senzorul de mișcare le vede, pornește ventilatorul, pornește biuzele cu o ceață de apă, ca atare nu există muscă, nu e țânțar. Să nu vă spun cât respect din partea vacilor după ce am făcut instalația, cât veneau după mine pe pășune să mă pupe, să lingă, să facă și cât de bine să simt aici unde nu e muscă, nu e țânțar, e răcoare, pot să ajung și cu temperaturi de 50 de grade, că o să ne adaptăm la treaba asta, dar nu mă deranjează și nu mă sperie pentru că le-am creat și lor un confort. Costurile sunt extrem de mici, atâta vreme cât la mijloc este un excelent management, iar panourile fotovoltaice lucrează la parametri maximi. Ventilatoarele le-am cumpărat second, cu prețuri de nimic. Curentul nu mă costă nimic din panourile solare. Ca atare, nu prea ar fi cazul să ne dăm o vândeamnă de cheltuieli, pentru că, să zic, cu 300 de lei, 3 milioane în banii vechi, hai să o luăm pe înțelesul tuturor, a rezolvat problema de nota 10. Trăgând linie, efortul este mai mult decât răsplătit și se vede în productivitate. 100% se cunoaște la randament. Atâta timp cât au un confort, atâta timp cât nu sufere de caniculă aia să stea undeva în mijlocul câmpului, în mijlocul soarelui, la temperaturile astea și cum ele de rasa lor sunt de culoare închisă, angus negru, angus roșu și celelalte care sunt de lapte, ar avea mult de suferit. Ori, fiind într-un confort atât de plăcut, sigur, 100% se cunoaște și la randamentul de lapte și la procentul de carne, de grăsime și, bineînțeles, le priește clima, de-aia și arată la momentul ăsta de caniculă, de lipsă de nutrienți, arată așa cum arată. Eu sunt foarte mulțumit și încântat personal.